Cristian Măcelariu este director artistic al Orchestrei Naționale a Franței și din această postură a avut două concerte memorabile în Festivalul George Enescu din acest an. Foarte probabil atunci au apărut primele discuții despre decizia importantă de acum, preluarea direcției artistice a festivalului după încheierea mandatului de către un alt dirijor, Vladimir Iurovski. Festivalul Enescu a ajuns la un apogeu acum, care în primul rând e foarte important să găsim modalitățile necesare în care să putem să continuăm excelența artistică a festivalului, iar pentru mine prioritatea numărul unu este să vedem cum putem menține această calitate la care s-a ajuns deja, iar apoi să vedem ce este necesar de a îmbunătăți sau de a merge înainte. După sosirea maestrului Măcelaru în România în noiembrie, se va definitiva și structura Artexim-ului și viitorul director al Artexim-ului și modalitatea în care eu voi pune la îndemâna lor experiența și know-how-ul pe care l-am dobândit în cursul acestor ani. Cristian Măcelariu este cel mai bine cotat dirijor român după Sergiu Celibidache prin prisma recunoașterilor și a pozițiilor oficiale pe care le ocupă. Până la cei 41 de ani ai săi a colaborat deja cu cele mai faimoase ansambluri din America și Europa și a fost distins cu premiul Grammy. Prima ediție a festivalului George Enescu a avut loc în 1958 și a fost creat în memoria marelui compozitor și violonist virtuos George Enescu. La început, festivalul s-a ținut din 3 în 3 ani. În anii 80, festivalul și-a pierdut din strălucire după ediția din 1979, având loc neregulat. A fost reluat în 1991, iar peste 2 ani numărăm ediția cu numărul 26. Televiziunea este direct implicată în Festivalul Internațional George Enescu. Valentina Băințan a fost producătorul evenimentului și îl cunoaște pe dirijorul Cristian Măcelaru. Suntem în direct. Bună seara! Cum este Cristian Măcelaru, muzicianul, dirijorul, omul? Bună seara, bună seara! În primul rând, mă bucur tare mult de această veste. Cristian Măcelaru, director artistic al Festivalului Internațional George Enescu. L-am cunoscut, sigur, înainte de festival. Cel mai recent, uite, chiar în luna iulie, a venit la București într-un context inedit. Televiziunea Română a fost chiar coproducător a două evenimente, unul la Sala Palatului și celălalt la Sala Radio. Jazz Sinfonic cu Wynton Marsalis, cu Cristian Măcelaru, sigur, la pupitrul dirijoral. Este versatil, adaptabil și croit pe cele mai înalte cote ale profesionalismului. Are forță și tenacitatea necesare ocupării funcției de director artistic. Bineînțeles că e recunoscut pe plan mondial drept unul dintre cei mai importanți dirijori ai generației sale și cu puterea de a influența și de a da un bun exemplu generației tinere. Să nu uităm că dirijorul Cristian Măcelaru este oricum recomandat de propriile sale realizări, ce reprezintă în prezent un reper al profesionalismului dus către perfecțiune. Câștigător în anul 2020 al premiului Grammy la categoria cea mai bună interpretare instrumentală solo pentru albumul ce cuprinde lucrări de Wynton Marsalis, înregistrat alături de Orchestra Sinfonică din Philadelphia, Cristian Măcelaru este, după cum știm cu toții, în prezent dirijor principal al renumitei orchestre VDR Symphony Orchestra din Köln și director artistic al Orchestrei Naționale a Franței. Ce pot să spun? Încă o dată punctez faptul că este o mare bucurie că acest mare dirijor român ne reprezintă în afară. Cât de importantă este numirea unui artist român în fruntea Festivalului George Enescu? Ce presupune acest lucru? Eu zic că este foarte important faptul că deja Cristian Măcelaru este consacrat la nivel internațional, că deja numele de Cristian Măcelaru se află pe buzele tuturor din afara României. Iar asta pentru noi ca români și pentru Festivalul Internațional George Enescu va fi un pas foarte, foarte bun înainte. Nominalizarea sa ca director artistic al festivalului este într-adevăr de foarte bun augur pentru menținerea acestui eveniment de excepție în topul 5 al festivalurilor de anvergură ale lumii. Și când vom ști mai multe detalii despre următoarea ediție a festivalului? Pe scurt, vă rog. Momentan nu știm detaliile ce se va întâmpla peste 2 ani, pentru că există discuții la acest moment despre repertoriul ce va fi abordat peste 2 ani, dar și despre artiștii ce vor fi prezenți în anul 2023 la București.